Dacă vrei să ai jocuri ieftine, intră chiar acum pe Reba, acum unde găsi jocurile tale preferate la un super preț. Verifică linkul din descriere. Bă, oameni buni, astăzi este ultima zi de făcut un vlog de călătorie în care include la începutul videoclipului nostru de pe YouTube un review cu doner kebab, o mâncare de turci. Nasil Himil Shan. Nasil Gemaște Părâșec. Așa că hai să uitam la toată lumea și bine v-am regăsit la ultima zi de făcut un vlog de călătorie. Mă, mai întâi mâncăm un doner kebab și apoi mai pe seară sau mâine trebuie să mergem și noi la pești. Da, nu știu dacă plouă, nu mai mergem. Dacă nu plouă, da, mergem. Acum Ionuț Ungureanu s-a dus la Bomax să-și cumpere, să schimbe ușile astea două, pentru că stricate și de-aia nu e bun. Hai să-l testăm. Păi deci, donerul e ok. Da, poți mânca și un doner kebab la un restaurant turcesc. Deci donerul este fabricat în Turcia. Apoi shawarma este fabricat în țara pakistaneză. Deci, v-a plăcut foarte mult review-urile în care ați văzut acum 2 ani la shawarmele astea, actualizat acum 2 ani, apoi v-ați uitat la alt review cu shawarma mică, inclusiv o Fanta la 2 litri, acum un an, de când am fost la comisie, dar donerul e ok. Poți mânca sau ceva de genul, conține și castraveți verzi, o pâine turcească, carne de pui, roșii, salată iceberg și un fel de sos alb și cam atât. Shawarma e fabricată în țara pakistaneză, am spus odată, și hai să vedem, cât de bun e doner kebabul. Deci, încă o dată vă spun, doner kebab este fabricat în Turcia, poate la un restaurant sau ceva de genul, dar hai să continuăm cu ăsta și după aia urmează un vlog care o să mergem la pește. Dar o să avem puțină răbdare să schimbe Ionuț Ungureanu ușile de la Golf 4, de fapt ușile de la casă, ușile de acasă, în bloc, dar ce v-am spus? Să continuăm cu donerul și cam asta e. Oameni buni, am ajuns la pește să sutem pe o baltă. Pescuitul se va face prin marginea lacului. Unde va merge foarte bine la șalău, somn, avat și știu că mai prindem al patrulea pește. Să vedem. Este. Ia uite-le. Este, mă. Bravo. Bine, bă, Dani, bă, cel mai tare pescar, uitați. Uitați, frate, Daniel pescarul, cel mai tare. Mai. Da. Da-și frașul pescarule. Stau. Mi-am prins al patrulea pești. Nu te vedeți, ai prins tu pești, bă, pescarule. Bă, să apar la Fishing and Hunting, să vedeți. Ești nebun, tu îți dai seama, bă, Fishing and Hunting, Daniel Lunganu. Dar și pește ai prins, tu, bă, și pe caz de pește. Roșioară. Ia uzi, faci o friptură, de vântat tu să fac friptură. Are grătar un ce? În grătar, să îngătim pește prins în iazul lui Ionuț Ungureanu. Ia, ia. Au rămas acasă să fac grătar. Ia să vedem. Din safari, Costache. Țic, o leacă. Țic, Costache, auzi, taticule. Era să mai prind unul, da. Bine, mă. Hai. Te sun când ajung acasă, da? Hai, pac. Da. Acum ești, pa. L-am prins al cincilea pește, mă. Este scăpi în apă. Bă. Iupi, bă. L-am prins al cincilea pește. Stai să-l iau de aici. Lasă că-l ia Ionuț. 3, 5. Al cincilea pește. Ei, dar degeaba că tu nu ai în chemie.
Yes. L-am prins. L-am prins ultimul pești, bă. Și ultima pradă? Ultima pradă este șase pești. Șase pești. Oroșioară frumoasă. Oroșioară frumoasă. A, te-am prins, fetiță. De ce prindești? Hai. Stai să fac o poză. Am plecat de pe baltă, am prins 7 pești. Și ne îndreptăm spre casă, spre mașina lui Ionuț, pe Golf 4. Ne dăm prin jungla? În jungla Hartford. Masonian Hartford, așa. Da, cred că pe aici, în stânga. Unde o vrei? Asta e jungla. Asta nu, să vă apară la documentare. Vă recomand să vă uitați la documentare despre junglă. Pe Viasat Nature, pe National Geographic Wild și multe alte chestii. Dar deci documentarul se va numi Teleenciclopedia. Va fi difuzată de TVR1. Revenim. A fost ușor la pescuit. Dar ce este așa de greu? Să-ți prizi un pește elegant. Deci, așteaptă. Bă, nu, fii atent să o deschid. Gata, da. Mai stai să mă duc în față. Auliu. Ia deschide și lui Ionuț. Stai să-mi pun centura, bă. Nu mă, că știi, că 28 cu centura. Ai, perfect. A fost ușor când am mers la pești. Ne vedem și la anul viitor în Germania. Hai să vedem unde e casa. Nu ți vrea noi la volan să fie amator. Dar cum de aproape la munce. A, puteți și pe asta, da, ba, pe aici, și parcă asta, da, ia uite, parbrizul e spart și trebuie să-l schimbăm neapărat. Păi un om vinovat, eu spar parbrizul mașinii lui Ion și trebuie să-l schimbăm. O piatră, s-a lipit o piatră și... Nu. De Revelion, o petardă. O petardă, auzi. O petardă de Revelion a aterizat. O petardă de Revelion, am dat un parbriz, o petardă de Revelion și s-o spart. Exact, a pornit în parbriz. Parbriz și de-aia se urbă, dar ce urât se vede. Băi, omule, fiți arpetar, dar de râs, măi, omule. Să fie mai ușor. Bine, atunci. Este un BMW de la șmecher. Ia uite. Să vedem oglinda. O luăm la dreapta. Ajungem acasă. Ne schimbăm, o sun pe mama, iau pastilele, mâncăm, prăjim un pește și adios. Prăjim din ciul. Că e ultima zi astăzi. Nu ții de cap, să vedem. Poți să tu-i tragi sorzi de pe el. Nu ții de coadă? Poți să-l ții de cap. E prea mic să-l ții din coadă. Nu ții de cap cu degetul pe ăsta, pe cum zice, pe tăitor. Să vedem. O Skoda care îmi place. Iau. Da, mă. Îi ții degetul pe... Dacă e ușor să pescuiești. Ai scos mațele și o speli la apă rece, gata. A fost ușor, să zic așa, prin care... Da, uite, pe mine, că mai ales că am pregătit, o te schimb și atâta, nu mai... Da, pe mine și pătălul scurs. Băieți, nu făcă și țigări, că asta face. Alte șosete și... Dea să trecerea, ia uite. Primul lucru îl schimb pe Dani, că e urt și... E urt, forță. Deci l-a spălat, iar mai fac cum așa. Iată, mașini frumoase, ia uite. Ce mașină? Ia uite, un Suzuki de ăsta. E Ford. Încă un Golf 4. BMW și Audi. Ludani. BMW și Audi. Ia uite, Lohner de ăsta. Tot ce înseamnă Dacia. Exact, la Daci, cele două Daci pot exista în Germania. Care sunt cele două Daci? Sandero și Duster. I-am explicat cu văzut, nu prezumă. Nu, multe, dar sunt logate. Ajungem spre casă. Logi sunt, i-am zis. Dăm centura jos până se oprește mașina. Eu știu, facem un... Doar prin fost la sine pe aici, să zic. Ia uite, un Audi seria 6.
poți logic și aici. Încă un Audi seria 4. Nu, că am văzut unul parcat chiar. Asta e blocul nostru. Da, hai să ne învârtim. Da, mai dăm un pic de slow motion ca să nu ți pe alarma. Ia uite un Ford Mondeo. Și Fordul ăsta Mondeo mi-mi place. Mă, uite, am lungul de rând. Deja accesul interzis s-a trecut, dar n-avem voie să intrăm. Avem voie doar în, pe partea de auto, Skoda Superb, care îmi place. Un Volkswagen Bora. Unde e în România, Bacău 80 Nei. O, ia să vedem. Lăsăm centura până parcăm. Uite așa. Ia uite una SX Mitsubishi, ala albia lui Oana. Lăsăm, mai dau un pic de slow motion. Ok, scoatem. Scoatem? Deschizi portiera încetul să nu lovim mașina aia. No, da, să ușor. Ușor ca să încăp. Dar să nu lovim mașina. Atât, gata, trecem. Deci asta e 23XYV 1.6 benzină. Bună dimineața. Ieri a fost ultima zi de când am stat în Germania. Ieri am fost la pește și am prins un pește adevărat. Să vin din zborul din Germania, din Dortmund până în Măgura Crihan, se va face de la 5 după amiaza până la 8 dimineața. Mai întâi plec cu Ionuț Ungureanu cu Audi seria 4 în avion, în aeroport, de la 8.30 la 12 la 000, mă duc cu avionul în București. Până la 2 noaptea trebuie să-mi iau un autocar de la Otopeni, care se scria Iași Otopeni, dar este întors. Dar trebuie să mă duc la alte cumpărături să-mi aduc un suc Fanta la un litru. De fapt, să mă duc la alte cumpărături să-i aduc maică mie un Nesti, un să zic, mă mai gândesc eu. Asta, mâncare la pisici și câini. Dar lui Puffy te să-i dau, să-i cumpăr lui Puffy un Whiskas. Dacă nu, o hrană umedă Felix de la Purina, unde promotorul Robbie Williams a făcut și el o reclamă la hrana umedă Felix de la Purina. Oh, Mr. Robbie, thank you very much for TV commercials apparition. Dar la câini, la căței, ăștia trei, inclusiv copiii care are mica noastră, deci luăm căței din astea, unde pot arăta ca o friptură, dar căței este o mâncare pentru câini, unde va poate arăta ca un copan. Și pentru mine trebuie să-mi iau batonul Lion și apoi cam atât. Chem un taxi și plec acasă. Așa că pentru a afla contul detaliat în orașul vostru, scanați codul QR. Deocamdată atât. Ne vedem mâine dimineață la ora 10 fix la un nou videoclip în care se numește Plecăm acasă în România.